Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. De această dată suntem pe site-ul GeoGuessr, ceva în genul, Guessr. Fie ați prins ideea, e un joc foarte interesant. Mi-a fost recomandat de unul dintre subscriberi, Darius. Dar nu o să-l joc pur și simplu exact cum e. O să mă folosesc și de Google. Single player. Ce trebuie să faceți în jocul ăsta? Vă dă o zonă de genul pe Google Maps și voi trebuie să ghiciți zona unde vă aflați. Așa că o să-i dăm drumul și o să căutăm o pancardă sau un hotel, ceva. După care dăm search pe Google să vedem în ce zonă se află hotelul sau ce dracu o să găsesc. O să fac doar un episod pentru moment, nu știu dacă o să continui după aia. Bă, să-mi bag piciocul. Să ajungem undeva în oraș, ceva. Să vedem niște pancarde, un hotel, ceva, orice. Ca să ne dăm seama în ce zonă suntem. Și zic în ce zonă suntem, pentru că mă gândesc că vă uitați și voi. Și atunci nu o să zic în ce zonă sunt. Ba, aici scrie ceva, dar nu dau seama ce. Nu pot intra, nu. În fine, putem altceva. Oricum, e dubioasă zona asta, adică vedeți și voi. Destul de seacă. Dar pare să fie undeva pe lângă ceva apă. Mă gândesc că o fi ocean. Habar nu am. Oricum, cu geografia pastă. Dacă e până acolo. Hai bă, frate, nu dau de ceva. Știu, palmier sau ce dracu. Habar nu. Bă, da, în ce zonă mă băga, ești prost. Fără case, fără nimic. Ah. Și faza e că nu poți să vezi nici numerele la mașină. Că atunci mi-aș da seama destul de ușor. Băi, ești prost. Hai că nu mai chinui foarte mult dacă nu o dau la plezneală. Și vedem ce nimerim. Mai bine luăm următoarea zonă decât să stăm aici 5 ani. Deci și pe aici sunt ceva case. Nu pot să intru direct acolo, nu. După 102. Pizda mătii. Deja începe să mă plictisească zona asta. În fine, hai cu dăm la plezneală. Să vedem în ce zonă cred eu că aș fi. Bă, eu zic că suntem în Australia, să vedem. Cât de departe am fost. La 17.000 de kilometri, ești prost? Hai mă, dă-ne pace. Și eram undeva aproape de Sahara. Pana mea, frate. De unde dracu să știu. În fine. Next round. Bun, hai, acum măcar avem ceva clădiri. Deși iar m-au pus în pustiu. Oare semnul să scrie ceva chestie din asta, o literă rusească? O lada aia e acolo, din câte știu. Ia să vedem. Ce scrie acolo? Hama, pizda, mătii. Dar scrie în rusă, cred. Ceva, mai sus cu roșu. Hai că mai înaintăm un pic să vedem dacă nu
dăm de ceva să fim siguri că scrie în rusă. Da, scrie în rusă, bun, deci în Rusia undeva. Acum, cam în ce zonă ar fi, să zicem? Bă, eu zic că pe aici, pe undeva, în Rusia. Na, la 4068 de kilometri eram. Eu am pus aici și zona era aici. Nu o să îmi dau seama în ce zonă e, în Orenburg. Pana mea. Măcar învățăm cum se scrie acum așa Orenburg în rusă. Cu litere din astea dubioase. În fine, să vedem următoarea zonă. Bă, dar numai zonă din astea. Poftim case. Uite, știa să plimbă cu vaca. Asta e ori în Brazilia undeva. La ceva periferie. Aici nu mă aștept să scrie ceva. Ăla ești prost cum dracu îmbrăcat. Am, uită, în haine de militar, parcă. Să vedem. Chiar nu dăm de nimic să scrie ceva, încât să ne dăm seama în ce zonă suntem. Bă, dar ce urât arată. De unde să aibă ăștia pancarte, frate, ești nebun? O țară foarte săracă, pare. Sau, cel puțin, locația asta e extrem de săracă. Mă mir că există în Google Maps. Oare ce să fie? Runda 3 din 5. Și am numai 327 scor. Bă, eu zic că e în Brazilia undeva. Mă, partea nașpa e că nu-mi dă puncte dacă sunt extrem, extrem de departe de zonă, dar cred că e Brazilia, sau să fie oare ceva mai sărac, zic, da. Nu știu, Brazilia aș zice, hai să vedem. Mamă, la 18.000 de kilometri în puii mei, în Vietnam, frate, era. Pana mea, după ce dracu să-mi dau seama că nu e absolut nimic în zonă care să-mi zică, bă, nu știu, ceva locație. Azi e în runda următoare. 40, ce scrie acolo? 90 maximum. Hai să mergem totuși spre clădirile astea să vedem dacă nu scrie ceva pe ele. Dar văd că nimic. Oricum e interesant joc, mie cel puțin îmi place și probabil, opa, am văzut un steag, Canada, frate. Acum, în ce zonă să fie oare din Canada? Hai să zicem că e în... Nu este ceva apă prin zonă. Bă, nu. Atunci o dăm pe aici, Canada. La 1000 de kilometri eram distanță. Era în... Mă, oricum am prins măcar că e în Alberta. Deci era aproape de Kalahari. Foarte tare, 2432 de puncte. Următoarea rundă, asta e ultima. 5 din 5. Să vedem. Oricum ați prins ideea cam care ar fi. Asta ar pare ceva în zona din America cu genul ăsta de tiruri. Oricum, e foarte tare ca idee, adică... No, poate că ar fi mai ok să-l joci fără Google. Dar în unele cazuri care nu-ți poți da seama și măcar așa, nu știu, găsești un hotel și dai search pe Google la hotelul ăla și vezi cam în ce zonă ar fi. Că sunt unele zone în care pur și simplu chiar n-ai ce să-ți dai tu seama. Hai să vedem, poate reușesc să văd pe o pancardă ceva. Oricum, mi se pare interesant jocul. Plus că e nu, un joc de browser și nu ai nevoie de resurse sau calculator șmecher, chestii de genul. Hai mă, frate, chiar nimic.
ceva, orice, să văd o pancardă. Ce scriu are acolo? Mingus. Ana mea. Mingus Baptist Church. Bun. Și căutăm chestia asta pe Google. Mingus Baptist Church. Bine, nu joc corect. În Texas, United States. Deci, nu. No, dacă vreți neapărat să jucați foarte corect, nu vă uitați pe Google. Dar am zis, bă, să vă arăt cum puteți trișa. Evident, românul se gândește la chestiile astea. În Texas, unde era? Nu-ți dă chiar atât de detaliată zona. Nu e scris St. Patrick's, nu? Să dacă există chestia asta. Sau așa zice la asta, la biserică. St. Patrick's. În fine, în Texas, o să punem în Texas. Mi-aș putea să caut după codul ăsta acum, să nu mergem chiar în halul ăla. Nu pot stau aici zoomat, nu. În fine. Păi, în Texas, frate. O să fie undeva în zona asta. Punem, bam. La 173 de km ești tâmpit. Aproape că am obținut maxim. View summary. Total score 7210. Nu e un scor mare, după cum vedeți, undeva la 30% bara asta, dar am prins alea două zone în care habar nu aveam unde îs. Unde era oare? Undeva prin Thailanda, parcă. În fine, jocul e foarte tare, mie îmi place, o să-l mai joc, poate chiar o să mai și filmez, depinde dacă vă place sau nu și dacă e apreciat. Dacă nu, n-are rost să-l postez aiurea, numai să fie acolo video pe canal. Suntem 78 de persoane la subscribe, foarte tare, ne apropiem încet de 100, sper să atingem cât mai repede numărul ăsta și evident să continuăm de acolo. Vă mulțumesc pentru vizionări, pentru share-uri, până data viitoare, salutare!